Plătite cu Nutella. Ia uitați cum arată. Facem clătitele fără cântar și o să avem nevoie de un bol unde o să amestecăm totul. O palețică, untel, le punem așa aici. Și vom avea nevoie de făină, eu mi le-am pregătit făină. Aici am o jumătate de lapte, un ou, așa, un ou. Puțină sare, o am aici, o punem așa alături, și puțin ulei. Ulei o să punem și în compoziție, o lingură, două, și pe tigăița noastră. Și acum, avem oul. Și punem ouăl. Compoziția trebuie să fie ca o smântânică, dar nici prea groasă, nici prea lichidă. Așa. Și voi adăuga puțină sare. Eu nu pun zahăr la clătite în interior. Deja dulceața sau Nutella sau ce creme puneți în interior e destul. Și puteți folosi acest aluat și pentru cele sărate și pentru dulci. Am pus oul, am pus sarea și acum o să amestecăm așa cu un tel. Am să adaug și puțin lapte și am să pun aici, am 500 de grame. Așa, și punem puțin lapte și amestecăm. Am să pun și puțin ulei, așa, cam două linguri. Una, două, nu mai mult. Și amestecăm. Și o să punem făină. Și amestecăm bine, bine, bine. Dacă doriți ingredientele, găsiți rețeta pe canalul meu de YouTube, făcută și cu ingrediente cântărite la clătite, dar eu fac fără cântar, vedeți? Așa. Amestecăm, am să mai pun încă puțină făină. Și amestecăm. Mai pun puțin lapte. Amestecăm să nu avem coculoașe. Amestecăm așa bine. Astăzi, dacă reușesc, în jur de 4 și jumătate, 5, hai să spunem la 5, am să intru să fac, să pun cu lapte hidratant și am să vă las ingredientele aici în comentarii, cine dorește să intre. Și să mai facem o mască cu semințe de in și cu semințe de chia pentru un ten frumos, pentru riduri, cine are riduri. Așa. Ați văzut, am pus un ou, am pus puțină făină, puțin ulei, sare și puțin lapte.
și am obținut așa o smântânică groasă. Este prea groasă. Am să dovedesc că nu am pus multă făină. Așa. Deci puneți la ochi. Și din lapte am pus puțin. Deci nici jumătate. Așa. Și acum mai adăugăm lapte ca să obținem consistența noastră. Mai punem puțin. Deci am pus circa 250 de lapte acum. Se vede în aproape jumătate din 500. Și amestecăm. Ia uitați, cred că este gata. Și ca să verific consistența, am să-mi iau un polonic. Măsura mea care pun. Și să vedem cum arată. Așa. E de preferat de lăsat la odihnit măcar o jumătate de oră. Cine are timp, bineînțeles. Cine nu, le poate face imediat cum le fac eu acum. Așa. Să-mi iau un polonic. Aici am un polonic. Am să dau telul jos. Și avem polonicul nostru. Ia uitați cum arată consistența. Așa, și cred că este tot prea groasă. Și am să mai pun puțin, puțin, puțin din lapte. Am mai pus puțin, amestecăm bine. Aceasta este prăjitura noastră numărul 1, care ocupă locul întâi la noi în casă. Cum am spus, pot să fac eu toate prăjiturile bune, bune, bune și cremoase și, și cu ciocolată și cu fructe, nu. Clătite cu Nutella, locul întâi. Așa. Cred că este de ajuns, vedeți? Așa să fie consistența. Și în timp ce facem clătitele, o să observăm că compoziția se mai îngroașă, că pe, cu cât stă, făina absoarbe laptele. Și noi o să mai adăugăm câte puțin. O să mai adăugăm câte puțin. Așa, dau drumul la aragaz aici. Și încălzim tigăița. Și o să punem puțin ulei. Punem puțin ulei. Aveam un pensol. Îl am aici. Ia uitați. Pun pensolul și o să punem câteva picături. Între timp, noi mai amestecăm. Amestecăm așa. Ca făina să nu se lase pe fund. Așa. Și geamul. Să deschidem și geamul. Este cald, cald, cald. Așa. Ia să vedem tigăița. Am sărtat cu câteva picături de ulei. Așa. Și acum o să punem prima clătită să vedem cum iese. Să vedem dacă s-a încălzit bine tigăița. Mai punem mai la mic. Așa. Și pun așa, aproape jumătate de polonic. Și răsucim. Aici am farfurie, unde voi pune clătita.
avem borcanelul nostru de Nutella. Îl punem așa aici alături. Și ne luăm și o lingură. Să vedem aici clătita noastră. Aceasta este prima clătită. Ia să vedem. Așa. Și acum punem din nou ulei. O să pun și pe părțile laterale. Așa. Vedeți cum a ieșit prima? Așa a ieșit. Și acum am să pun Nutella ca să o întoarce. Țin așa. Am să mai pun puțin lapte. Cum am spus, se îngroașă. Încet, încet. Ia uitați. Și amestecăm. Și punem jumătate de polonic. Așa. Nu mai mult. Vedeți? Și rătucim așa, stânga-dreapta. Până se usucă aici, vedeți? Ce? Și acum voi pune Nutella și o răsucim. Ia uitați. Și le facem așa, sau le putem face și în patru. Și dacă vedeți că se îngroașă compoziția, puțin lapte, puțin. Așa. Ca să nu iasă primele subțiri și ultimele goase. Căpăina are tendința să soarbă de laptele. Așa. Să vedem aici. Așa. Cred că este gata. Ia uitați-o. Pun puțină Nutella peste. Aici o să punem puțin ulei. Și punem jumătate de polonic. Aici întindem Nutella, așa, pe jumătate. Și acum împăturim. Așa, și punem în patru. Am întors. Și amestecăm mereu în compoziție. Așa. Este gata și o punem așa aici. Pune pe foc, pun Nutella, o las să se topească, aici pe foc pun puțin ulei, așa câteva picături, și punem jumătate de polonic de compoziție pentru clătite. Și răsucim.
Răsucim așa. Acum punem tela pe jumătate. Astăzi o să le facem triunghiuri. Așa. Și acoperim. Și apoi împăturim așa. Și le așezăm așa aici. Una peste cealaltă. Ia uitați, sau le puteți face și rotunde. Așa. Vedeți, acum nu se mai lipesc. Prima clătită tot timpul se lipește. Așa. Ne uităm să vedem cum este pe dedesubt. Este gata și o întoarcem. Și amestecăm continuu în compoziție. Și dacă vedem că se îngroașă, punem o picătură de ulei, o lingură, două. Așa. Deocamdată nu mai trebuie la noi. Așa, focul este potrivit. Nu este nici la mic, dar nici la mare. Să fie așa potrivit. Mai avem 3 sau 4 de făcut și am terminat. Așa, este gata. Ia uitați-o. Așa. Pun puțină Nutella cu fața în jos și aștept să se topească. Și între timp eu îmi pun așa câteva picături de ulei și întindem. Întindem așa peste. Înainte de a pune, amestecăm jumătate de bolonic și punem aici. Așa. Și acum întindem. Întindem aici pe jumătate. Eu le pun și le las toate pe farfurie și după aceea le pun, le servesc, pentru că rămân calde. De fiecare dată când pun una pe deasupra și ele rămân mereu calde. Așa, ați văzut? Am întors și acum punem așa în două. Și gata. Ia uitați. Vedeți? Așa. Și punem așa aici. Închidem gazul. Și am terminat și cu gazul acum. Așa. Și să punem Nutella. Și întindem așa pe jumătate. Așa. Și acum să le așezăm pe farfurie. Și aici avem pe cea rotundă. O să le așezăm așa. Așa. Și putem da puțină Nutella așa ca să... Așa. Atât.